Dar oare de ce putem cânta astfel de cuvinte? De ce putem spune, chiar și în mijlocul necazurilor, bine e, bine e, pentru sufletul meu în Domnul? Putem spune astfel de cuvinte, pentru că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care s-a dat pe sine însuși ca jertfă pentru păcatele noastre. Acesta este adevărul pe care capitolul 9 din Evanghelia după Luca îl scoate în fața ochilor noștri. Și înainte de a intra în text, va spune că acesta este adevărul pe care și Filip fără Gău și-a zidit viața. Se împlinește un an de zile de când a plecat acasă, iar Violeta a dorit să marcheze acest moment, cerând, solicitând celor care au interacționat cu el, să scrie câteva mărturii. Iar săptămâna aceasta Dumnezeu i-a dat mângâierea într-un fel să vadă ieșit această carte de sub tipar, unde sunt strânse toate aceste mărturii ale celor care au interacționat cu Filip, și în același timp și mesajele postate de el în ultimii ani. V-aș citi doar gândul într-un fel care a declanșat tot acest proces. Filip scria, Violeta a găsit acest mesaj după moartea lui, în telefon: eu nu am copii. Nu mă gândesc așa de mult la cine o să-mi continue povestea. Până la urmă nu e mare lucru de continuat. Dar m-aș bucura și eu ca dragostea să fie moștenirea pe care o las mai departe. Prin tot ceea ce prietenii lui au scris aici, au vrut să sublinieze acest adevăr că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima lui Filip, iar noi am văzut acest lucru, mărturisim și lăudăm pe el și dorim ca toți cei care vor citi aceste rânduri să găsească în ele o încurajare pentru a păși mai departe hotărâți în lupta credinței. O las aici pentru a o putea răsfoi la sfârșit, dacă doriți, iar cei care doriți să o luați, o găsiți și la secretariat. Așadar, cum vă spuneam, acesta este adevărul pe care... adevărul de temelie al vieții. Și acesta este adevărul pe care capitolul 9 din Evanghelia după Luca, acolo unde am ajuns în călătoria noastră, îl ridică în fața noastră. Mă uitam într-un fel la frânghia aceasta de aici și mă gândeam că, într-un fel, așa este și Evanghelia, o împletitură de mai multe fire, o țesătură. Iar unul dintre aceste fire este discuția cu privire la cine este Iisus. Cine este El și ce a venit să facă? Și am văzut până acum că prin El Dumnezeu își împlinește promisiunea de a aduce mântuirea. El a venit să ne ofere un nou legământ prin care să ne putem apropia de Dumnezeu, prin care să-L putem sluji fără teamă, în sfințenie și dreptate, în toate zilele vieții noastre. Mai departe am văzut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și în același timp Fiul omului care ne poate boteza cu Duhul Sfânt, tocmai ca să putem sta în prezența Tatălui și să ne putem bucura de prezența Lui. Apoi El este Cel care iartă păcatele și ne cheamă în slujba Lui. Și El este Acela care așteaptă de la noi încrederea noastră totală, credința noastră în El, pentru că doar astfel păcatele noastre vor putea fi iertate, vor putea fi curățite. Dar poate că Teofil, cel căruia este adresată această Evanghelie, s-ar fi putut opri și să întrebe așa cum Isaac, fiul lui Avram, a întrebat odinioară. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul, iată lemnele,
Dar unde este mielul pentru arderea de tot? Toți știm, iar omenirea știe de la începuturile istoriei un adevăr fundamental, că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Așadar, Teofil ar fi putut pune această întrebare și era o întrebare legitimă pentru că din succesiunea de tablouri lipsește un element vital. Lipsește jertfa în baza căreia Iisus Hristos a putut afirma: Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Cum puteau fi iertate păcatele? Unde este acest miel de jertfă? L-a pregătit cineva? Cred că următoarea succesiune de tablouri ne răspunde sau începe să ne răspundă în mod explicit la această întrebare. Pentru că, pe de o parte, găsim răspunsul la întrebarea cine este acesta. Iar pe de altă parte, aceste paragrafe introduc următoarea secțiune a cărții, în care Domnul Iisus Hristos își îndreaptă fața hotărât să meargă la Ierusalim pentru a se jertfi, pentru a muri și apoi pentru a învia. Dar pentru a ne fi mai ușor să parcurgem textul, l-am împărțit în trei secțiuni, fiecare secțiune fiind formată din trei tablouri. În prima secțiune găsim trimiterea ucenicilor de către Domnul Iisus, trimiterea celor 12, apoi Irod este nedumerit, aflând de tot ce se întâmplă de-a lungul țării lui, și își pune întrebarea, cine este acesta? Iar apoi, al următorul tablou este înmulțirea pâinilor. Toate aceste tablouri le-am așezat sub întrebarea esențială pe care Irod o pune. Cine este acesta? Următoarele trei tablouri ne oferă răspunsul. Hristosul lui Dumnezeu, care va suferi moartea și va învia. Cuvintele acestea sunt spuse de Petru, sunt spuse de Domnul Iisus Hristos, iar în ultimul tablou este tabloul schimbării la față, în care ele sunt confirmate de Tatăl din ceruri. A treia secțiune cuprinde tabloul vindecării, eliberării celui demonizat. O nouă avertizare a Domnului Iisus cu privire la viitoarea sa moarte, iar apoi o dispută ciudată dintre ucenici. Cine este cel mai mare? Toate acestea le-am așezat sub titlul Necredincioșia și răutatea inimii nu se rezolvă decât prin moartea și învierea Hristosului lui Dumnezeu. Dar veniți să le luăm pe rând și să vedem în ce fel autorul, Luca, își construiește toată această țesătură. În primele trei tablouri vedem cum ucenicii primesc putere de la Domnul Iisus să vindece boli, să poruncească demonilor și sunt trimiși în toată Galileea să vestească Evanghelia Împărăției. Prin ceea ce fac ei, ei repetă într-un fel ceea ce l-au văzut de-a lungul timpului pe învățătorul lor făcând. Ei amplifică lucrarea lui Iisus. Iar această amploare pe care lucrarea lui Iisus o ia, ajunge până la urechile lui Irod, care începe să se întrebe, auzind zvonurile despre el, oare cine este acesta? Dar pentru ca să fie foarte clar că ceea ce se întâmpla în Iudeea nu-și avea sursa în cei 12 ucenici, ci în Iisus Hristos, urmează un tablou în care vedem eșecul lor în a sătura mulțimile și lipsa lor de resurse și vedem cum Domnul Iisus Hristos are puterea să sature 5.000 de oameni cu înmulțind 5 pâini și 2 pești, și ei participă la distribuirea hranei către mulțimea aceea de oameni. Cu alte cuvinte, ceea ce spune acest tablou este că sursa este Iisus. Nu sunt ucenicii. Ultima autoritate este El. Ucenicii sunt chemați doar să distribuie lumii ceea ce este Hristos. Gândindu-mă la aceste lucruri, mi-a venit în minte o imagine, imaginea unei cutii de rezonanță sau unui sistem de amplificare. Nu el produce sunetul, el doar îl amplifică și acesta era rolul ucenicilor și eu cred că acesta este rolul nostru. Nu noi suntem sunetul
ci noi trebuie să preluăm sunetul Evangheliei de la Hristos și să-l răspândim până la marginile pământului. Înțelesul acestui tablou îl pătrundem și mai bine atunci când ne uităm în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, unde ne este relatat același eveniment al înmulțirii pâinilor și al peștilor, dar acolo ni se spune și felul în care Domnul Iisus Hristos interpretează ceea ce tocmai a făcut. Ioan, capitolul 6, 48 la 51. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat în pustie, au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, va trăi în viac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Așadar, rămânem cu o întrebare. Cine este acesta care vestește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, vindecă bolnavi, eliberează demonizații, poruncește mării și vântului, înviază morții, înmulțește hrana? Ba mai mult, are putere să ierte păcatele și ne cheamă să călcăm pe urmele lui. Răspunsul vine în următoarea secțiune de trei tablouri. Și în prima fază el vine foarte firesc. Domnul Iisus Hristos pune întrebarea, iar Petru răspunde simplu. Tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Răspunde simplu, dar în cunoștință de cauză. El știa ce zic mulțimile, ce zic toți ceilalți. Dar Petru zice, nu, tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Ceea ce este șocant pentru ei și cred că și pentru noi este ceea ce urmează. Pentru că Domnul Iisus Hristos, în loc să spună, ce mă bucur că în sfârșit ai înțeles acest lucru, du-te și spune la toată lumea, mai întâi îi oprește să spună și zice, Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Pentru Domnul Iisus Hristos, a fi Hristosul lui Dumnezeu însemna să fie respins, să sufere, să moară și a treia zi să învieze. În mintea ucenicilor, aceste noțiuni nici măcar nu puteau fi asociate cu ideea de Mesia. Pentru ei, Mesia însemna împăratul, războinicul, eliberatorul, aducătorul fericirii și al prosperității. Nici de cum cel care se va jertfi. În culmea popularității, când mulțimile vin la el, când ucenicii cred în el, când ai spune, în sfârșit se întâmplă ceea ce am așteptat de atâta vreme, Domnul Iisus Hristos așează în punctul acesta culminant jertfirea sa de sine pentru noi. Și cred că tocmai această alcătuire a Evangheliei vine să ne răspundă la întrebarea ipotetică pe care am lansat-o la început. Unde este mielul pentru jertfă? De aceea am putea exclama în acest punct, împreună cu Ioan Botezătorul altădată, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Că acesta este drumul pe care trebuia să meargă Mesia, ne-o spune și tabloul schimbării la față. Domnul Iisus, însoțit de Petru, Iacov și Ioan, urcă pe munte unde Domnul Iisus se întâlnește cu Moise, reprezentantul legii, și cu Ilie, reprezentantul profeților. Și ceea ce ne dă interpretarea tabloului este precizarea că subiectul discuției dintre cei trei a fost sfârșitul lui Iisus, pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Ceea ce la noi este tradus prin sfârșitul înseamnă, de fapt, exodul, ieșirea Domnului Iisus Hristos din lume. Așadar, Mesia nu este doar împăratul sau eliberatorul, ci el este și robul Domnului care împlinește profeția din Isaia 53. Mulțimile cred despre Domnul Iisus că este Ioan Botezătorul, alții cred despre el că este Ilie, alții spun că a înviat unul din profeții din vechime. Petru spune că el este Hristosul lui Dumnezeu. Domnul Iisus se prezintă ca fiul al omului
care va suferi moartea și va învia. Dar la final însuși Tatăl vine și spune: dar pentru noi toți, pentru ucenici atunci și pentru urechile noastre astăzi, acesta este Fiul meu prea iubit, cel ales. De El să ascultați. Este a doua vorbire a Tatălui, iar ea nu se adresează direct Fiului ca prima. La botez, Tatăl a spus: tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. De data aceasta se adresează Fiului, dar ca să auzim noi toți: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Poate am putea spune și pe urmele Lui să călcați. Așadar, exodul Domnului Iisus Hristos din lume avea să se întâmple prin suferință, prin moartea și învierea Lui din morți, pentru că doar așa putea să deschidă un drum și pentru noi, pentru ca noi să ieșim din împărăția acestei lumi și să avem parte de slava și strălucirea împărăției Lui Dumnezeu. Dar următoarele trei tablouri creează un contrast, în special cel al vindecării demonizatului. Contrastul este între tabloul plin de lumină și de pace al schimbării la față de pe munte. Petru spune: haideți să facem trei colibi, să rămânem aici. E prea bine ca să mai coborâm. Dar odată ajunși în vale, ni se desfășoară înaintea ochilor un tablou al disperării. Al disperării unui părinte care n-a găsit soluție pentru fiul lui. Al înrobirii de către demoni. Al lipsei de speranță, al neputinței ucenicilor de a face ceva pentru a-l ajuta. Este un tablou sumbru în care singura rază de lumină o aduce Hristosul lui Dumnezeu, care coboară într-un fel în valea umbrei morții. Iar aici cred că ajungem la problema principală a noastră, a oamenilor și a omenirii. Iar Domnul Iisus Hristos, pentru prima dată și într-un fel parcă plin de frustrare, spune: o neam necredincios și pornit la rău, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Prin aceste cuvinte, Domnul Iisus Hristos cred că punctează exact ceea ce ne doare cel mai tare. Problema noastră principală nu sunt bolile, nu e moartea chiar, nu e lipsa de hrană sau lipsa de îmbrăcăminte. Problema noastră principală este înăuntru, este acea pornire spre rău a inimii, este acea necredincioșie. Acesta este motivul pentru care Hristosul lui Dumnezeu a coborât. Și acesta este motivul pentru care a trecut prin moarte pentru a se întoarce la Tatăl. Iar această problemă nu e specifică lor și nu-i de azi, de ieri, ci este de multă vreme. Ascultați ce spune Dumnezeu în Geneza 6 cu versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Sau în Deuteronom 32, 19 la 20, Dumnezeu spune cu privire la poporul său: El a zis: îmi voi ascunde fața de ei și voi vedea care le va fi sfârșitul, căci sunt un neam stricat și niște copii necredincioși. Iar Ieremia exclamă în capitolul 17 cu versetul 9: inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Lucrul acesta nu e necunoscut lui Dumnezeu, El este Cel care ne știe inima. Și de aceea, în înțelepciunea Lui, a găsit o soluție pentru problema noastră, pentru păcatul care ne măcina și ne macină viețile. Și a vestit-o prin profeții Lui. Să ascultăm cuvintele acelui și Ieremia, capitolul 32, 38 la 40. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine întotdeauna, spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic
că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Sau Ezechiel, capitolul 18, cu versetul 31. Lepătați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și de un duh nou. Pentru ce vreți să buniți casa lui Israel? Sau David în psalmul 51, 9 la 11 spune: Întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă nouă, o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Așadar, facem parte dintr-o lume necredincioasă și pornită la rău, fără nicio șansă de salvare. O lume similară cu cea pe care Dumnezeu a hotărât să o nimicească prin potop. În ciuda acestui lucru, Dumnezeu ne trimite Hristosul Său ca să ne ofere soluția ieșirii din această cursă a celui rău. Pentru că Hristosul lui Dumnezeu alege de bunăvoie să devină mielul lui Dumnezeu, mielul pentru arderea de tot. Dar lucrurile nu se termină nici măcar aici, pentru că odată primit, El cheamă pe oricine să-i calce pe urme, adică să-i fie ucenic, să trăiască cum a trăit El. Iar acest lucru implică nu doar ispășirea păcatelor, ci implică și o radicală transformare a minții și a inimii noastre. De aceea ultimele tablouri ale acestui text ne spun: nu ierarhiile sunt importante. Nu contează cine e mai mare și cine e mai mic. Nu contează dacă cel care vestește Evanghelia face parte din grupul celor 12. Nu-l opriți, pentru că cine nu luptă împotriva voastră este împreună cu voi. Punctul esențial al tuturor acestor lucruri este El, Hristosul lui Dumnezeu, și pe urmele Lui trebuie să călcăm, luându-ne în fiecare zi crucea lepădării de noi înșine. Așadar, adunând lucrurile, am putea spune că în acest bloc de text, autorul dă un ultim răspuns, un răspuns definitiv la întrebarea: cine este acesta? Iar răspunsul este: El este Hristosul lui Dumnezeu, Cel care a fost trimit ca să facă ispășirea pentru păcatele noastre, iar prin moartea și învierea Lui să aducă la lumină o înnoire a inimii, o schimbare în duhul minții noastre. El poate face acest lucru pentru că a venit să aducă un legământ nou, a venit să ne boteze cu Duhul Sfânt, dar și a venit să vindece și să ne elibereze de puterea celui rău. Dar lucrul acesta se poate face doar prin ispășirea păcatelor noastre. Doar jertfa Lui face posibil acest lucru. Doar învierea Lui face posibilă înnoirea vieților noastre. De aceea Hristosul lui Dumnezeu, care s-a întrupat, va deveni de bunăvoie mielul pentru arderea de tot. Adică acela care ridică păcatul lumii și face posibilă, așa cum spuneam, înnoirea inimii noastre și transformarea ei. Iar despre această înnoire ne va vorbi Gabi după ce vom cânta împreună o cântare. Nu cred că este rugăciune mai potrivită în fața unui text precum cel din dimineața aceasta decât ceea ce tocmai am cântat. Doar că această rugăciune devine din ce în ce mai puternic legată de sufletul nostru pe măsură ce și noi, asemeni ucenicilor, parcurgem acest proces al uceniciei împreună cu Hristos. Și am văzut cum până în momentul de față ucenicii au parcurs deja o bună bucată din acest drum. Declarația lui Petru din textul de astăzi: Tu ești Hristosul lui Dumnezeu, este fără doar și poate de o importanță vitală. Într-un anume fel de aici se fac și se desfac lucrurile și în viața lor și în viața noastră. Și pentru noi și pentru ei.
Întrebarea vitală care ni se ridică în dimineața, care nouă ne se ridică în dimineața aceasta este: cine este Iisus? Doar că ucenicii l-au recunoscut ca fiind Hristosul lui Dumnezeu, însă imaginea lor despre acest Hristos este încă una construită pe tipare greșite. Și de aceea procesul uceniciei va continua în viața lor și va fi dezvoltat ceva mai amplu în cea de-a doua parte a cărții. Privind însă doar la secțiunea de față, vedem cum în mintea și în inima lor, și probabil aș îndrăzni să spun de ce nu, și în mintea și inima noastră, încă exista nevoie de transformare în cel puțin două tipare de gândire. Și anume, în primul rând, în tiparul așteptărilor. Nu e așa că și noi ne-am dorit astăzi, și probabil același lucru și-au dorit și ei atunci, un Hristos care să ne conserve viața, să ne protejeze, să ne vindece bolile, să ne învieze, să ne dea, să ne sature cu pâine. În mod interesant, însă, Hristos a venit să moară și să ne ceară și nouă să pășim exact pe același drum al jertfirii de sine în fiecare zi. Cel de-al doilea tipar, tiparului cine este mai mare. Nu e așa că și noi ne-am dorit astăzi un Hristos care să ne dea funcții și poziții, care să ne facă să ne simțim importanți? Hristos însă a venit să ne cheme să fim slujitorii tuturor. Și cred că aceste două tipare s-ar bucura Dumnezeu să le transforme, să ne ajute să le înțelegem mai bine și în viața noastră, în dimineața aceasta. Pentru că și mie și probabil și dumneavoastră ne este mai ușor să ne gândim, sau mai natural să ne gândim la Hristos ca fiind cineva care ar trebui să se înhame în acest jug al protejării vieții noastre, al conservării ei. Cineva care să se înjură, care să se învârte în jurul propriilor noastre dorințe, să ne izbăvească de cotropitori, să ne dea pâine, să ne vindece, să ne învieze, și lista ar putea continua. Cred însă că ne este mai greu să ne gândim la El ca și la Cel care ne cheamă pe urmele Lui ca să trăim vieți jertfitoare de dragul Lui. Deși, dacă ar fi să fim sinceri și să privim în textul de astăzi, am putea să vedem în mod evident că așteptarea mai legitimă este cea de-a doua și nu prima. Dar cred că la fel de ușor ne vine în minte și gândul cine este mai mare. Și desigur că poate lua diverse forme: cine este cel mai bun vorbitor, care este cea mai bună trupă de închinare, care este cel mai matur spiritual, care dăruiește cel mai mult, și lista ar putea continua și în cazul acesta. Dar mai puțin natural este să ne gândim la împărăția cerurilor ca la acea realitate în care competiția asta a afirmării de sine nu și-are locul. În care dacă vrea să fie cineva mare, trebuie să aibă curajul să se facă cel mai de pe urmă dintre toți și slujitorul tuturor. Și de fapt acest al doilea tipar de gândire este strâns legat de celălalt, de tiparul așteptărilor, pentru că nu e așa că așteptarea noastră ca Hristos să ne conserve viața noastră are adânc înrădăcinată exact acest egocentrism, această dorință noastră de a fi mare. Dar aș face o observație. Cred că la nivel teoretic aceste inversări de tipar sunt foarte ușor de auzit, de înțeles, poate și de repetat. Doar că nu cred că e complicat nici în dimineața aceasta. Am putea repeta împreună două adevăruri extrem de importante. Hristos a venit să moară și să ne ceară și noi să parcurgem exact același drum al unei vieți jertfitoare pentru El. Sau al doilea adevăr, Hristos a venit să ne cheme la o viață de slujire. Nu ar fi complicat, am putea să repetăm în cor de două ori lucrul acesta și să mergem acasă liniștiți că toate lucrurile sunt bune și că am înțeles adevărul din dimineața aceasta. Dar dați-mi voie să vă dau și o veste proastă. Și vestea aceasta proastă o înțeleg atunci când privesc la ucenici. Ucenicilor le-a trebuit destul de multă vreme. Ucenicii, cei care au umblat împreună cu Iisus zi de zi, le-a trebuit destul de multă vreme ca să deprindă aceste două adevăruri.
Și în special primul dintre ele, dar nu numai. Dacă vom citi Evangheliile, vom vedea cum Hristos le-a spus de mai multe ori că El trebuia să moară. Cu toate acestea, cuvintele au trecut pe lângă urechile lor, fără să le fi putut înțelege. Și de aceea, îngăduiți-mi să le compar cu o nucă. O nucă extrem de greu de spart pentru mințile lor, dar o nucă ce se va sparge în final, atunci când Hristos va muri și va învia. De aceea aș spune că nici nouă nu cred că ne va fi mai ușor să înțelegem aceste răsturnări de tipar ale tiparilor din împărăția lui Dumnezeu. Și nu doar să le înțelegem și să le afirmăm așa cu voce tare, ci să prindem implicațiile lor în cele mai mărunte aspecte ale vieții de zi cu zi, în cele mai adânci motivații din sufletul nostru. Și aceasta pentru că deși sunt adevăruri pe care ne e foarte ușor să le redăm, sunt genul de adevăruri care se lipesc extrem de greu de sufletele noastre. Și se lipesc extrem de greu, știți de ce? Pentru că ele vin exact pe contrasens cu modul nostru natural de a gândi, cu tiparele cu care noi ne-am obișnuit până acum. Și atunci probabil că mă veți întreba, bine, și atunci ce anume este de făcut? Ce ar trebui să facem în dimineața aceasta? Și cred că răspunsul la astfel de întrebare este unul singur. Și anume, să continuăm asemeni ucenicilor, să-L urmăm pe Hristos în nădejdea că El ne va ajuta să pătrundem aceste adevăruri mai în profunzimea lor. Cred că modul în care aceste adevăruri se întipăresc în mințile și în sufletele noastre diferă de la persoană la persoană, mai ales atunci când ne gândim la detaliile lor. Dar mai cred un lucru, și un lucru extrem de încurajator pentru mine atunci când privesc la viața ucenicilor. Cred că Iisus este și astăzi dispus să ne asiste pe noi în acest proces al învățării, la fel cum i-a asistat pe ei atunci. Și de aceea am găsit cel puțin 3 încurajări din acest text pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. 3 moduri în care cred, în care l-am văzut pe Iisus asistându-i pe ucenicii săi și în care cred că este la fel de dornic să ne asiste și pe noi astăzi. Și dați-mi voie în primul rând să le enumerez, iar mai apoi le voi lua pe fiecare în parte. În primul rând, îngăduind falimente ce să ne smerească inima atunci când pierdem bătălia cu propriile noastre orgolii. În al doilea rând, repetând adevărurile acestor tipare ale împărăției lui Dumnezeu cu răbdare pentru a le fixa în mințile noastre. În al treilea rând și probabil cel mai important, transformând mințile și inimile noastre prin exemplul său personal. Dar dați-mi voie să le iau pe rând. În primul rând, îngăduind falimente care să ne smerească inima atunci când pierdem bătălia cu propriile noastre orgolii. De unde am scos acest adevăr? Vă aduceți aminte probabil de tabloul cu schimbarea la față. Ei coboară de pe munte și acolo jos în vale sunt ucenicii care n-au avut harul de a urca sus pe munte. Și ei se străduie să scoată un drac dintr-un om, să exorcizeze un îndrăcit. Dar lucrul acesta nu merge. Și aparent am spune, probabil că problema în această situație a fost că dracul respectiv era mai puternic decât tot ceea ce întâlniseră ucenicii până atunci. Și nu neg că lucrul acesta s-ar putea să fie adevărat, dar prin felul în care Luca alăturează tablourile, el mai comunică ceva. El pare să sugereze ceva diferit. Și anume că mândria care le-a cuprins inima, odată ce ei au ajuns să aibă puterea de a face minuni, este adevărata rădăcina problemei lor. Știm că la începutul secțiunii Hristos le dă puterea de a scoate dragi, de a săvârși minuni. Și vedem mai apoi ce se întâmplă. Încetul cu încetul ei devin surzi la mesajele lui Hristos. Hristos le spune că el trebuie să moară, nu reușesc să înțeleagă lucrurile acestea. Dar în ciuda surzirilor, gândul care le este în inimă e următorul. Oare cine este cel mai mare dintre noi? Și vă dați seama că în această competiție a afirmării de sine începe în sufletul cuiva ce se întâmplă.
La un moment dat văd un om care scoate și el drace numele lui Iisus și spun: oprește-te, tu nu ai dreptul să faci lucrul acesta, doar noi suntem îndreptățiți să facem una ca asta. Iar în final îi vedem pe ei înșiși, eșuând, se scoate dracul din acel om. Dar v-aș invita să vă imaginați ce s-ar fi întâmplat dacă puterea pe care Domnul Iisus le-a dat-o în versetul 1 de a scoate draci ar fi rămas validă chiar și în acest context în care inima lor a fost înfășurată de mândrie. Ce s-ar întâmpla dacă eu pot cu toată mândria să merg și să săvârșesc minuni în jurul meu, iar lucrul acesta să-mi ridice nesucul deasupra tuturor? Cu siguranță că acest tipar greșit al afirmării de sine s-ar fi perpetuat din ce în ce mai mult în viața lor. De aceea, faptul că ei nu au putut scoate demonul a fost, cred, un extraordinar prilej de reflexie pentru ei și pentru viețile lor. În textul paralel din Evanghelia lui Matei, Iisus le spune motivul pentru care ei nu au putut să scoată acest demon. Și le spune următorul lucru: acest soi de draci iese doar cu post și cu rugăciune. Acum, când așez această afirmație al Domnului Iisus în contextul Evangheliei după Luca, aș înțelege mai degrabă ca nu acest soi de draci este doar printr-un ritual pe care voi încă nu l-ați făcut suficient de mult, ci acest soi de draci vor putea fi scoși doar dacă voi vă smeriți inimile în post și în rugăciune, așa cum am văzut-o că a făcut-o Daniel. Ambele tipare false, atât cel al așteptărilor greșite, cât și cel al dorinței de a fi mare, au aceeași rădăcină comună, egocentrismul sau mândria noastră. De aceea se prea poate că drumul transformării minții și inimii noastre pe tiparele adevăratului Hristos vor trebui să treacă și pentru noi prin smerirea propriului nostru orgoliu. Ocaziile în care propriile noastre falimente ne smeresc pot fi prilejuri extrem de valoroase în care să ne aducem aminte că diavolul nu se sperie de puterea noastră de a face minuni. Și cu atât mai puțin dacă puterea aceasta este îngemânată cu mândria noastră. În schimb, jertfa de sine a lui Hristos a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară, ieșind asupra lor biruitori prin cruce. De aceea, uneori, chiar și eșecurile și falimentele pot fi parte din modul în care Hristos ne asistă pe acest drum al înțelegerii tiparelor împărăției cerurilor. Dar aș trece la cel de-al doilea. Repetând cu răbdare adevărul pentru a-l fixa în mintea noastră, după vindecarea îndrăcitului, în timp ce oamenii sunt de-a dreptul entuziasmați de ceea ce se întâmplă, Iisus pare cu totul pe alte coordonate, pe alte frecvențe și El spune: voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Și m-am gândit că este așa de încurajator să-L vede pe Hristos cum nu a abandonat în fața primei lipse de reacție a ucenicilor, cum nu s-a gândit: v-am spus odată, acum dacă n-ați înțeles, să vă fie de bine, eu a doua oară nu mai spun. Dimpotrivă, atât în textul de astăzi, cât și în textele ce vor veni în duminicile următoare, vom vedea cum Hristos cu răbdare a insistat și a comunicat din nou și din nou aceste adevăruri, că Hristosul lui Dumnezeu trebuia să pătimească și mai mult, că în împărăția cerurilor tiparul e răsturnat și de aceea cine vrea să fie mare trebuie să se smerească. Așa cum spuneam, multe dintre tiparele împărăției cerurilor sunt pe contrasens cu ceea ce noi gândim. De aceea trebuie să ne fie reamintite în mod constant. Și e mare har că Duhul lui Dumnezeu poate folosi frații sau poate folosi cuvântul ca să ne asiste în acest proces. Dar e un și mai mare har ca să-L vedem pe Hristos cu răbdarea pe care le-a arătat-o ucenicilor și pe care cred că este gata să ne arate și nouă în dimineața aceasta, cu felul Lui răbdător de a ne asista în acest proces, în speranța că vom crește, că vom învăța. Privind la această incredibilă răbdare a Lui, putem fi încurajați pe acest drum. El este Cel care va persevera
să ne spună adevărul lui, dacă noi ne vom deschide urechile pentru el. Dar aș trece și la cel din urmă, transformând mințile și inimile noastre prin exemplu personal, și aș crede că acest din urmă este poate chiar cel mai important dintre toate trei. Hristos a întrupat până la capăt tiparele împărăției cerurilor. Ar fi putut să-și scape viața? Cu siguranță. Ar fi fost singurul care ar fi putut face lucrul acesta. Dar a ales să-și o dăruiască. Ar fi putut avea pretenția de a fi mare? Dacă era cineva să fie numit mare între ucenici, între cei de acolo, Hristos ar fi putut avea pretenția de a fi socotit ca fiind cel mare. Cu toate acestea, când privim la cruce, vedem batjocorit, scuipat, răstignit. Și lucrul acesta se întâmplă în ciuda faptului că ucenicii lui, până în ziua dinaintea morții lui, par să nu fi înțeles pe deplin tiparele corecte ale împărăției cerurilor. Și la ce anume mă refer? Luca așează în Joia Mare, în contextul cinei cea de taină, din nou o discuție despre cine este cel mai mare. Doar că de data aceasta lucrurile nu se rezumă la o discuție, ci are loc o ceartă de-a dreptul între ucenici. Cu toate acestea, următoarea zi, în timp ce noi luptam pentru orgoliile noastre, luptam să ne afișăm, să ne afirmăm sinele nostru, vedem pe Hristos scuipat, batjocorit, răstignit, pus într-un mormânt. El, Fiul lui Dumnezeu, așa a obținut ispășirea de care noi aveam cu toții nevoie. Așa l-a putut alunga pe cel rău din viața mea și din viața fiecăruia dintre noi și ne-a putut boteza cu Duhul Sfânt. Și cred că modelul lui ne poate aduce aminte că dragostea aceasta sacrificială a fost pentru Hristos și este și pentru noi astăzi una din cele mai puternice arme în lupta cu cel rău. De aceea aș îndrăzni să cred că măsura sau dovada faptului că am înțeles cu adevărat tiparele împărăției cerurilor se vor vedea într-un lucru extrem de simplu. În ce? În măsura în care ne vom folosi de această armă ciudată într-un fel a dragostei sacrificiale față de cei din jurul nostru. Atunci când privim la cel care a biruit domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare, vedem că el a făcut-o nu oricum, ci a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, prin sacrificiul de sine. Și privind la modelul lui, putem fi și noi încurajați să ne înarmăm cu același fel de gândire. Dar aș încheia rezumând adevărul acestei dimineți. Probabil că dacă Dumnezeu ar fi lăsat ca noi să fim cei care să definească ce rol ar trebui să aibă Hristosul în societatea noastră, cu siguranță că am fi scris în fișa postului lui tot felul de lucruri. I-am fi dat tot felul de sarcini pentru noi și pentru nevoile noastre stringente și imediate. Doar că Dumnezeu în mila s-a vrut să ne ofere ceva mult, mult, mult mai mult. A vrut să ne readucă acasă, de aceea ni l-a oferit pe Fiul, pentru ca prin moartea Lui ispășitoare să-L poată alunga pe cel rău din viețile noastre și să poată să vină să ne locuiască. Doar că, așa cum spuneam, s-ar putea ca astfel de tipare pe care Hristos ne conduce să ne fie uneori mai greu de înțeles și de acceptat, sau cel puțin implicațiile lor. De aceea cred că este mare har și mare încurajare, cel puțin pentru mine, să știm că nu suntem singuri pe acest drum, să știm că Hristos ne asistă. Poate uneori îngăduind falimente, îngăduind să dăm cu capul ca să ne trezim, poate altă dată repetându-ne cu răbdare, prin cuvânt sau prin frații noștri, adevărul pe care le-am mai auzit. Și nu în ultimul rând, arătându-ne modelul lui înaintea ochilor noștri. Și lucrul acesta vom avea ocazia să-l celebrăm și de seară la cina Domnului. Și cred că în fața modelului lui Hristos și în fața modelului a altor oameni dragi plecați de curând dintre noi, provocarea pentru mine și provocarea pentru noi, pentru fiecare, cred că este aceea de a întrupa tiparele împărăției cerurilor, întrupând în viața noastră această dragoste sacrificială pe care Dumnezeu, pe care Iisus Hristos
a venit să o întrupeze între noi și Dumnezeu să ne dea putere la aceasta. Amin.